restitucije, i uspješno. Долго ви не възпомнят. Вече ще снимат на сега. Сега вижте, че е Сово Факутон клуб спортив, айче в Боско универмаг, тази хоспилинг, асоциация на консум Костеш. Сово прокуратък, дела у персона на алта, Сово Факутон клуб спортив, ше акум ака с примим финансари, не че са са лор на мод де аренде, платирия са лор на примария Костеш, а са прокурни, кога е злодат аз. Să luăm la primăria Costești ca să înaintem pachetul documente, să deschidem, domnul Naș acum mai mult o să dăie explicații. Ca să deschidem un club sportiv și să înaintem pachetul de acte, să primim finanțare ca pentru clubul sportiv să fie finanțare de la nivelul 2 și nivelul 3. Domnul Naș, dar puteți să nu să mai dați să vă dar asta e linie. Eu nu atât să raportez cât ați vă fac o notă explicativă. Unită ideea asta, credeți-mă cu unită, nevoință. Noi mai l-am reclamat din cauza că, mă rog, era problemă financiară, noi le-am găsit. Clădirea în cauza, practic, i-a dus într-o stare ideală, a fost careva specialist acum la Chișinău și ne-au rămas admirați. Mai departe, noi trebuie să inscriem un grup sportiv în care o să între nu numai luptele judo care sunt prevăzute în sala respectivă și sala de forță, dar și alte probe sportive care noi, sub statutul ăsta, să putem undeva să ne prezentăm. Nu ca școala sportivă Ieloveni, dar anume ca clubul sportiv Costești. Acolo poate fi și tenis, poate fi și alte măsuri sportive. Este necesar, fiindcă credeți-ne, mulți ne-au pus întrebări de cine ne finanțați dumneavoastră, nu e durerea de cap a noastră, asta e durerea noastră. Eu am rugăminte și este necesar ca pentru a putea activa mai departe, pentru a pune copiii în situații financiare grele, adică credeți-mă că sunt cheltuieli de apă, lumină, alte momente. Personal, căldură. Da. Noi am intervenim către dumneavoastră rugăminte pentru a prevedea că această încăpiere în cauză care la moment, viitor mai este preconizată, alte momente, nu le vorbesc, mai întâi să le facem, să vrem să discutăm despre asta, să fie luată în gestiunea primăriei ca o instituție a primăriei, unde să fie prevăzut întreținerea clădirii în cauză, întreținerea, adică cheltuielii care se parvină, prezentarea copiilor în cadrul competițional acolo când o să fie necesar. Lângă asta să fie prevăzut și un antrenor. Vă spun din stat, timpul o să arăt, dar vizual noi vedem ceva perspectivă mai îndepărtată, bun. De atâta noi vrem un antrenor calificat. Eu tot am studii în studiu sportiv, trebuie să-mi fac eu acolo ceva pentru mine, eu m-am dat într-o parte, vreau să aduc un antrenor calificat, antrenor care are și școala respectivă și toate momentele care se cere în cazul dat. Eu nu vă pot spune amuia momentele tehnice, financiare, juridice. Ele trebuie formate. Pentru a ne putea prezenta, noi am fost așteptat la Federația de Judo, ne cunoaște, nu se pierd. Așa mă recomandă slide. Formați clubul. Și atunci mergeți cu demersul din numele clubului. De atâta eu vă rog, dacă e posibil. Doamna Maria, dacă ați mă poate ajuta cu partea tehnică, avem un jurist, vă rog, ca să promovăm ideea, credeți-ne că o să fie un lucru. Alte interese, doamna Maria, alte interese. Din momentul în care vă explic acum, nu se urmărește, este exclus din start. Eu am un scop și dacă să-l îndeplinesc, asta pentru mine ar fi toată mulțumire.
Eu din discuțiile cu Veceslav am înțeles că adică totul o să fie gratis. Copiii o să fie antrenați gratis. Da. Eu n-am vrut spun, domnule, dați-mi voie să spun. Dar spunem copiii, se putem antrena, mai tot satul ăsta care și spunem baza mai la mici, să începem că așa se cere. Credeți-ne, n-ați putut le pune în cârcă cheltuielile care ne să revină ea mai departe de acolo. Să îmbrac undeva la 354 de lei. Eu propun așa, eu m-am sfătuit cu antrenori care au de acum practic în domeniu. Au spus la el, faceți undeva până la 14 ani limita de vârstă la copii, ca ei se poate gratis antrena. Și este un moment. Unul are bani și a să-mi vină aici. N-a să aibă perspectivă. Altul să aibă perspectivă și n-a să aibă bani. De atâta eu am spus, noi ne-am sfătuit, nu-i secret că e fratele acolo și eu. Și noi ne-am zis, fratele, să le dăm posibilitate până la 14 ani, toți gratis, să margă, să se înșierși în cadrul ăsta. La 14 ani acolo îi dăm să fie, îi dăm participă la competiții republicane. Dacă ea să au perspectivă, 1, 2, noi de aici să-i putem, dar dacă nu, sau alții care ați venit la sala de forță pentru tânșii care se fac în muște. Așa la mă rog, noi ne lămurim cu tânșii apoi. Domnul Ionaș, întrebare simplă, cu privire la deschiderea clubului sportiv, ca instituția primăriei Costești. Și de ce anume trebuie decizia asta, atât cât de grabă este bugetul pentru anul 2013 și trebuie să facem proiectul, deja bugetul să-l facem și când ne ducem la darea bugetului, atunci trebuie să deschidem instituția în cauză ca să avem finanțare pentru instituția în cauză. Eu am discutat cu domnii de la Ialoveni și ne-au zis că trebuie să decizia Consiliului și atunci noi pentru instituția în cauză putem să avem finanțare. Da, vă rog. Totul ascultiți-vă credile cumpărat sau ea neadevărată? Nu, e proprietate de noastră. Nu, eu pot să trebuie. Acum primul e mai mare. Noi, normal, ne-am mult și care părinte consensul. Acum formăm grupul ca să primim finanțare de la Consiliul Raimondat. Urmă statutul, trebuim, o să meargă domnului noi, de doamne să acum acceptați, formăm clubul, mergem să apărăm surse financiare și copiii de doamne să dumneavoastră să lucreze și să activeze în sat, să avem succes. Domnul Ionaș, o întrebare. Clubul este la să aibă un director, da? Sau un administrator? El o să fie administrator, o să fie primăria. Dacă e primărie. O să fie un... Nu, o persoană. O persoană. O să fie un director. Consiliu sau... Stați puțin, domnul Sergiu. O să fie un director cu mare și altă instituție director. Da. Tot în felul ăsta o să fie. Un angajat. Că să fie angajat, da. Dacă ar fi angajat și al acum trebuie să votăm, să înaintem ca să primim finanțare pentru să fie introdus ca unitate. Dacă să votăm, pune la foc. Pune la foc, da. Sunt foarte. Dar să mai întind pe ordine. Se apropie deschiderea lui sportiv, cine este? El nu are director. Aici este altul moment. Asta este instituția față. Se pune la vot. Se deschiderea clubului sportiv Costești la instituție a primăriei Costești. Cine este pentru? Unanim.